Bună dimineața, lumina lumii! În acest psalm, psalmul 35, vedem că David se simte un pic vulnerabil. Înconjurat de vrășmașii lui, el strigă către Dumnezeu și îi cere ajutorul. Îmi place că în acest psalm învățăm ce să facem când este greu, ce să facem când suntem înconjurați de rău sau de vrășmașii noștri. Nu neapărat de oameni care ne înconjoară, ci oamenii acestea din acest psalm putem să-i asemănăm cu păcatul din ziua de astăzi. David nu încearcă să rezolve prin puterile lui sau nu încearcă prin înțelepciunea lui să facă ceva, ci își ridică capul și privirile spre izbăvitorul nostru. Învățăm de aici că prin credință și prin voință, dacă noi cerem ajutorul lui Dumnezeu, El ne va ajuta. Dar vreau să merg un pic mai departe. Da, învățăm că Domnul este izbăvitorul nostru și ce să facem în rău. Dar ce să facem când ne e bine? Și nu trebuie să facem pe Dumnezeu doar o soluție când avem nevoie în probleme. Dumnezeu este împăratul împăraților și regele regilor. El domnește peste toate și este vrednic de laudă mereu. În bine cât și în rău, noi ar trebui să-L lăudăm tot timpul și să-L mulțumim tot timpul. Bineînțeles că Domnul vrea să ne ajute și El ne va ajuta când ne este greu. Nu vreau să spun asta. Dar ce vreau să spun e că să nu facem pe Dumnezeu doar o soluție sau o ușă de scăpare doar atunci când ne este greu. Ci gândește-te ce a făcut El în viața ta și adu-i laudă mereu. El vrea o relație cu tine și caută-L. Apropie-te de El și vă doresc o zi binecuvântată. Și-n versul ei, cântarea mea va spune ce fericit și bogății mi-a dat. Cămașa lui, sopit în sfântul sânge, crucea și spini, și-n versul ei, cântarea mea va spune ce fericit și bogății mi-a dat. Cântarea mea va fi doar despre Iisus, chiar peste și-n versul ei, cântarea mea va spune ce fericit și bogății mi-a dat.
despre Iisus, ce-n locul meu pediapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericit și bogății mi-a dat.